Hei, bun venit la ceva cu reclame, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră Haideți, haideți, că am o ofertă specială pentru voi Nu trebuie să ratați, grăbiți-vă să cumpărați acțiuni la compania noastră Sper să mai fie, sper să mai fie, că am înțeles că au intrat pe fir și nehaliții aia De Bill Gates, de Elon Musk, de Jeff Bezos și alții ca ei Da Adevărul e că v-am mințit. Na, ca orice reclamă. Nu avem acțiuni, normal. Abia ne permitem să ținem pe aici un, un, buton de like, unul de comentarii, de subscribe, de clonțopelul ăla care vă anunță când... Ce acțiuni, domne? Mă rog, o să vedeți mai încolo care-i treaba cu acțiunile, cu investițiile, cu al de Bill Gates, pentru că nu i-am pomenit chiar degeaba. Deocamdată, și vorbesc serios acum, Vă rog să ne sprijiniți cu niște reacții ca să fim mai vizibili pe rețeaua asta pe YouTube. Abonați-vă la canalul stare Nației, abonați-vă și la Starea Sănătății, celălalt canal al prosperei noastre companii. Oh my God! Wow! Nie, nu râdeți, mă, ca... Vrem să creștem starea sănătății ca să putem să ducem mai departe munca mea și a colegilor din ultimii... Să tot fie vreo șapte ani. De fapt... Departe o ducem și așa, în ritmul de acum, dar vrem mult mai departe. Vrem să aducem invitați de nivel mondial, vrem să aducem specialiști, să organizăm evenimente, să aducem colaboratori avizați care să explice pe bune principiile unei vieți sănătoase, să facem educație pe bune, să înțeleagă oamenii de ce nu trebuie să-și mai trateze corpul ca și cum ar fi un tomeron. Nu? No. 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 Yeah. No. 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 Yeah. Și acum, ca de obicei, direct la ficat, tată. A apărut cea mai proastă reclamă a anului. Da, KFC. Și a urma, proastă cu de toate. Băie proștilor ce suntem. Deci la KFC e și spiritul și a urma, da? Nu e doar așa, mă, un borhot ăsta de sosuri chimice și carne plină de hormon de la pui torturați, nu, tată. E însuși spiritul și a urma, așa cum a fost el lăsat, bă, în străbuni, de la de la Măsa lui Ștefan cel Mare până la Șoșoaca, trecând prin frații Buzești și Ecaterina Teodoroiu. Ce li se spune tinerilor în reclamă? Bă, nu contează ce zic ăștia. Voi asumați-vă și a urmă. Dă-i naibii de fițoși. Vedeți? Cumva aici s-a ajuns cu mâncarea sănătoasă. Bă, ăștia cu mâncarea sănătoasă niște fițoși, mă. Caterin, că vai, că nu știu ce, că la la la. Nu, bă, și e și foarte scump să fii sănătos. Bă noi ca tineri și români adevărați, noi băgăm căpățâna în butoiul cu ketchup și maioneză la 3-4 dimineața când plecăm din club. Bă. Ce dacă au 30% zahăr, bă? Respect și a orma, ne asumăm, da, suntem patrioți. Votați AUR, AUR cu usturoi, tată. Băi, vă dați seama că mizeria asta e prezentată ca fiind ceva cool, respect și urma. Ăștia ne omoară copiii și noi nu avem nimic împotrivă. Apoi, mega infantilă, mi se pare faza cu mă întreabă prietenii de unde o ai, de unde ai și urma, O am de la KFC. Bă, mă lași, scrie și pe hârtie aia care -ți ține lăturile în lipie. KFC. ca ce? cum zice lumea la mine în cartier. Auziți, dar de ce nu faceți și hainele cu stropi? De smeclău de ăsta, amestec, de maioneză, muștar, ketchup. Hă? Să fie și bluzele direct cu miros de usturoi. Mamă, mamă, bele! V-am dat idee? A? Aștept într-un an cea mai imbecilă idee pe tema asta. Haideți, haideți! De când cu burgerii double și triples de la Mac? Dublu. Nimic nu mai e de ajuns. Hmm. Și salariul. <coughs> salariul? Săruna, dublu. Dublu? Păi... Triplu. Așa am învățat că mai mult e mai bun doar cu burgerii double și triples. Mă, ce adâncă e asta! Păi de mine, ce reclamă inteligentă, bă! Uh -huh. Mai mult e mai bun doar cu double și triple de la MEC. Practic e un fel de... Mărește, bă, doza la o travă, știi ce zic? Simți cum fierb în tine chimicalele de la MEC? Ți-e rău? Te-a luat somnul? Ți-e frică să nu mierlești în somn? Nu-i nimic? Bagă dublu! Mărește doza! E fix ca la pariuri, tată. Dublu sau nimic? Iar dacă bași dublu și te ia leșinul când îți intră borhotul ăla în sânge, nu-i nimic. Triplu! Bă! Bagă-te olin! Pregătim o ediție la starea sănătății cu ingredientele din produsele de la Mac și KFC din România. Alea pe care clienții n-au de unde să le vadă, pentru că nu sunt afișate nicăieri în magazin. Adică, mai crede cineva că cartofi, ăia pe care îi luați de la Mac? Ok! Asta zic și eu. Nu. Și stați, stați, că n-ați scăpat de de la KFC. Ce ați zis voi? A, lasă-mă, că ea lua păștia de la Mec, pe bobiță, pe... Nu, tată, hai înapoi, hai înapoi la KFC! KFC prezintă Schimb de Bucătari. Singurul show unde gătim pui ca la KFC... La KFC. Mulți au gătit pui ca la KFC. Mă rog, am încercat. Așa că facem schimb de bucătării cu ei să vadă că noi gătim puiul exact cum o fac și ei acasă. Pe bune, ghicitoare. Ce e roz, verde, albastru sau mai știu eu ce culori în vârf. Are gust și în muzică, și la mâncare, și adidas în picioare. Ați ghicit, e kit. Hai să ne arăți adidas și... De asta te-am chemat. Ce no, faci cum da, ești? Da, îmi plac. Bine, tu ce faci? Bine, te așteptam. Da? Da. De da. ce crezi că ai venit la noi? Nu știu, stau mănânc. Doamne, îmi explodează creierul. Deci, Show e schimb de bucătari sau schimb de bucătării? Cum zice copilul ăla atât de împiedicat la vorbă? Doamne, nimic nu înțeleg. Am impresia că am coborât din munți după 200 de ani. Și băiatul ăla care kid ăla, e recunoscut după Adidas sau cum? <laughs> Și fac schimb de bucătari sau de bucătării de parcă KFC ar avea bucătari. Doamne, sunt numai nenorocire acolo băgate în punci, în bidoane, prafuri, lichide, pui congelați, aduși cu vaporul, cartofi, cu toate nenorocirile și aia congelați cu containerul. Despre asta e vorba. Bucătărie, auzi? Și e foarte tare și treaba asta cu rețeta secretă de condimente. E secretă pentru că e de la Cernobâl? de o fi secretă. Nu, tată! Mult zahăr, multă sare. ăsta e secretul. Jimmy, sa da. Să știi că faci o treabă minunată aici. Suntem foarte bucuroși să te avem în echipă. Dar am observat că nu faci nicio recomandare de sos clienților, așa mai personalizată. Da, nu prea am făcut, dar până la urmă e doar un sos, nu? E doar un sos? Oh, nu, a căzut miriar. Ești ok? Miri! pățit! Zile ce mai zici și mie! Păi eu care e faza, e doar un sos, nu? E doar un sos? E doar un sos? Cum să fie doar un sos? Cum să fie doar un sos? Efectiv, avem acolo un semn pe care scrie nu e doar un sos! Sosul e liantul care leagă cartoful de papila gustativă. Sosul e ce face experiența la cartofiserie să fie unică și avem mii și mii de experiență. Care mii? Că avem doar 14 sosuri. Da, avem doar 14 sosuri. Eu dacă iei 14 sosuri și le combin câte două, avem combinații de 14 luate câte două. Deci asta înseamnă 14 factorial împărțit la 2. Ce pus la ora de matematică, mă? N-ai bac cu genieri? Rezultă 91 de combinații. Și nu mă strâng că calculez acum ce înseamnă combinații de 14 luate câte 3. E 364, zic eu. Ok, ok, am înțeles că avem foarte multe tipuri de combinații. Dar eu de unde să știu ce să recomand clienților? Vă leu, nu vine să crece aud. Ce Sosul recomand după sufletul omului. Dacă vezi pe cineva mai jovial, mai melodios, e clar. E ketchup. Dacă vezi pe cineva mai iute, mai aprins, dacă vezi pe cineva mai rafinat, mai maioneză. Aproape maioneză vegană. Puștule, dai drumul de aici că mai ai multe de învățat. Miri, ia-l pe micuș, bagă la meditații că Fi pe fază. Încingem uleiul pentru sezonul 2. Doar un sos? Dar, până la sos, stați puțin. Părțile pozitive ale acestei reclame, pentru că sunt, să fim corecți nu se mai vorbește despre cartofi. Da? Și mai ales, nu ni se spune în ce sunt prăjiți cartofi. Un ulei nenorocit, cel puțin 33% ulei de palmier, dacă nu mai mult, în care sunt prăjite zeci, sute, dacă nu cumva mii de șarje de cartofi. Adică cancerul sereletat. Și acum, e doar un sos Oh, nu, e mai mult decât un sos. Este tot tabloul lui Mendeleev. Este biletul tău de internare în spital. E mult mai mult decât un sos. E găleata cu marmeladă chimică în care nu vei afla niciodată ce s-a pus cu adevărat. <hie> Pentru că nu scrie asta niciunde. Doar vezi acolo niște așa zise sosuri colorate care n-au cunoscut vreodată nici roșia, nici usturoiul, nici ou, nimic, tată. Am mai povestit, o mai spun odată. Ajung inclusiv prin Europa, de deci pe la noi, unele sosuri de tomate, ci că italienești, care nici măcar n-au intrat în Italia. Au făcut unii pe vapor dublu concentrat din triplu concentrat chinezesc, s-a aplicat steagul cu be la Italia, eh? Și hai, la fraieri. Dar, dar atenție, avem în România fabrici, fabrici care produc suc de roșii din praf. Te doare mintea, totul făcut în laborator. Vom vorbi și despre asta la starea sănătății. Așa. Hei, dar stați, stați că tot n-am scăpat de KFC. Păi cum am deschis subiectul? Cum ne-a apărut asta de la Google Ads? KFC am împărțit, nu risipit, 24 de tone de pui în comunități defavorizate. Oh, ce ai nu ardem și noi pe responsabilitate. Deci, în primul rând, îi trage de mânecă pe care fac risipă de mâncare. Ceea ce așa e. Da, corect, e un fenomen real care trebuie conștientizat și combătut. Eu, noi, acasă, am redus risipa la maximum, pentru că ne organizăm foarte bine cumpărăturile și reușim să luăm exact ce ne trebuie și cât ne trebuie. Dar, da, problema risipei de mâncare e foarte reală și trebuie pusă pe masă. Mai departe, ce zice? 24 de tone de pui în comunități defavorizate. Mă, mi s-a rupt sufletul, mă. Un fel de joacopasta, hatere cum să mai spui tu soale despre unii care descarcă basculanta cu o tra asta, pardon, cu aripioare în comunitățile defavorizate. Cum? Cum, bă, tu -ai suflet, mai! Ar trebui să fie rușine. Mie sau lor? Că ei au început. Deci au lovit-o și pe asta, pentru că da, stăm foarte bine și la comunități defavorizate, la tineri și copii care n-au ce mânca, se culcă flămânzi. Dar este carnea asta prăjită de la KFC o soluție pentru acești copii defavorizați? Nu cumva îi defavorizează și mai rău, ca să nu spun altfel, că mi-au venit aici niște comparații de ne zburau ăștia emisiunea în secunda 2 de pe net. Clic dreapta, delete, dă -te Ok, revenind. E o soluție pentru copiii rupți de foame? Că dacă stau în comunități defavorizate, cred că sunt defavorizați și la capitolul asistență medicală. Deci nu o să-și permită niciodată niște analize, niște medici care să le spună că e cazul să lase fast food-ul. Fast food care, știm cu toții, creează dependență. Greu, greu de ieșit din acest cerc. Sau poate vine Mecu cu o caravană de medici. Mai știi? <gript> e, și uite cum discuția ajunge tot la idioții care au îngropat această țară. De am ajuns să n-avem ce mânca, au ajuns atâția oameni să se culce flămânzi și bolnavi Într-o țară care are pământuri, terenuri goale peste tot unde vezi cu ochii Trebuie doar să arunci două semințe și ia uite mâncarea Mă rog, la ce secetă avem acum nu prea mai iese nimic Că trebuie și o irigație Noi am distrus toate irigațiile, deci asta e o să acceptăm că basculanta de aripioare e ceva un pic mai bun pentru cei flămânzi decât nimic. Lăsați-o așa că vine și ne vedeți ce înseamnă să, să, și dumneavoastră o să creșteți, iar eu o să mă simt bine pentru că în suprafața asta de tine, cu siguranță vom avea... Eu nu mă dau la o parte. Oul, oh, săracul domnul, săracul domnul Daia, bine că a scăpat de noi. Nu tocmai întreg, dar a scăpat. Ok, ceva de vis acum. Zice așa, repară-ți dinții ciobiți, deteriorați sau umple spațiile interdentare. Zâmbește cu încredere în doar câteva minute. Forma și dimensiunea dintelui se modelează în funcție de nevoi, ușor de folosit. Doamne, Dumnezeule, Doamne, asta e ultima tâmpenie posibilă. Acum, eu știam că toți suntem medici în țara asta, dar văd că acum apar și primele specializări pe stomatologie. Granule pentru repararea dinților, cică. Adevărul e că ce naiba să controlezi, bă, pe Facebook? Ce să reglementezi? Plus că mai e ceva. Ăștia cu rețelele sunt preocupați să cenzureze păreri, idei, dar altfel lasă la liber tot felul de descreerați care comercializează astfel de produse. Moartea e promovată pe aceste rețele. A Apropo, uh, voi v-ați luat luna asta dividendele de la TransGaz, RomGaz, RomPetrol, uh, astea? Nu? Sărachilor. Deci, chiar nu, hă? Uh? Eram curios. Ați văzut, probabil, că e plin de oportunități. Nu e zi lăsată de la Bunul Dumnezeu în care să nu apară măcar o reclamă de aia cu investiții minune care aduc mii și mii de lei pe lună. Sunt unele făcute ale naibii să pară că niște chestii reale, știri difuzate pe televiziuni, de-astea pe bune. Și sunt oameni curioși, disperați, care cad în plasă. Mulți mă întreabă, nu te supăra, am și eu 10.000 de euro. Ă, ce mă sfătuiești să bag în acțiuni la TransGaz? Că am văzut că mă uite care-i treaba. Dacă te gândești să faci bani așa, ascultă la mine. Nu o să faci bani niciodată. Iar aia cu, Domne, eu aș vrea să am un venit pasiv. Da, e o chestie pe care o caută mulți cu venitul pasiv. Adică ei să stea degeaba și să le vină niște bani. Tată, dacă n-ai făcut măcar câteva sute de mii de euro acolo, aș vrea să, să pun banii să lucreze pentru mine. Și am auzit, te-am urmărit și am văzut că tu ai făcut chestia asta. Ok, câți bani? Păi, păi am strâns, am strâns bro, vreo 20, 25 de mii de euro. Bă, deci tu vrei să exploatezi, ă? Ideea e că trebuie să lucrezi cot la cot cu banii tăi, mulți ani, înainte să îi lași, doar pe ei să lucreze. Sau bagăte în politică. Tăi. La PSD, la PNL, aceeași mizerie, dar faci bani. Fie că e vorba de reclame pe rețele sociale, fie că sunt contactate direct la telefon, victimele povestesc că promisiunile sunt aceleași: oportunități de investiții extrem de profitabile, dar care, în realitate, nu există. Atrași de câștigurile mari, oamenii au fost convinși să transfere banii pe care au aflat cu dezolare că i-au pierdut. Reclame pe rețele, da? Unde toți oamenii, toată ziua? Exact ce spuneam. Rețelele astea au grijă să șteargă idei, să ascundă discuții pe teme reale, dar în același timp au grijă să încaseze puternic de la șarlatani. Păi e corect, mă. Inclusiv aici, pe YouTube, am văzut niște mizerii. Părea că Elon Musk, Bill Gates sau Adrian Mutu colaborează. Ce naibă însemna însemnat asta cu așa-numită platformă de investiții RomGaz? Plus Ion Țiriac și Andreea Marin, da. Pe Andreea Marin au pus-o, cred, în ideea de surprize-surprize. Adică tu baci banii și prin minune pf, au dispărut. Șarlatanii se folosesc în general de imaginea unor companii mari listate la bursă pentru a câștiga credibilitate, cum ar fi hidroelectrica sau transgaz. Escrocii au convins victimele să instaleze pe telefon aplicații de control la distanță. Poate să facă ce vrea cu datele și cu dispozitivul nostru, inclusiv să ia credite de la o bancă în numele nostru, să-și transfere banii. A, ok, dar domnul comisar, cum scăpăm de acești escroci? Când scăpăm de ei? Bun, e de apreciat că dați declarații, colaborați cu presa, să ne deschideți ochii, să ne spuneți cum să ne ferim, dar pe șarlatani îi dibuiți? Că dacă stau să mă gândesc, n-ar fi foarte greu, că nu cred eu că sunt foarte ingenioși. Adică vezi acolo la rețele, bă, cine plătește să distribuie aceste reclame mincinoase, da? Unde să taie factura și te duci pe fir, tată. Trebuie să găsești ceva până la urmă. Mă gândesc, na, nu dau cu paru acum. Dar, hei, ia să ne bucurăm noi, să, să lăsăm necazurile astea la o parte. Că uite, a apărut noul Borotal Comen. Noul Borotal Comen, Formula unică Absolut Talc absoarbe transpirația pentru extra protecție Noul Borotalcomen Uită de transpirație, îmbrățișează viața ce e asta, mă? Ați văzut cum sare făina din toboșar când îl îmbrățișează fata aia? Mă, sigur era talc din ăsta sau... Ă? Îmbrățișează viața mie îmi suna... Stop vitezei Viața are prioritate. Borotalco Boro, care dacă mă întreb pe mine vine de la abor, apoi îmbrățișează. Bă, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. De ce simt nevoia brandurile astea să meargă atât de departe? Adică, băi, în regulă, dacă facem efort și nu, nu candim, știi, nu mirosim. Bă, dar nici să faci efort 88 de ore și să nu miroși. Că atunci iar mă gândesc, bă, bă, stați puțin. Ce dracu a spus, bă, în treaba asta? Mi-ați ars glandele sudoripare? Ce dracu ați făcut? E ok ca după două zile de nespălat, dacă faci și efort, să cam pus, tată. Ăsta e animalul numit om. Acesta este corpul tău. Ascultă-l. Corpul tău știe cel mai bine de ce are nevoie corpul tău vorbește. dă voce cu Devin. Iar în România sună Devin. Adică e vorba de apă sau de vin? <laughs> și ați observat, la început și la final, final, tipul e la bustu gol. Cel puțin la bustu gol, că nu vedem tot. Ea e îmbrăcată, copilul e îmbrăcat, Hop, vine dârlăul la peleu gol. Îmbracă-te, mă, că au venit domnii ăștia cu reclama la tine acasă să filmează. Păi, și asta. Cum, cum? Puritate confirmată de albine? Mm, sincer, cred că ați putea dezvolta puțin subiectul. Minciuna, mă rog. Adică, na, no, nu ne infirmă sau ne confirmă albinele una sau alta așa, a zi de zi. Pare că sunteți într-o relație cu ele. Și ce mai zic, ce mai fac? Știm le din ce în ce mai greu cu poluarea, cu tâmpeniile făcute de om, de la atâta poluare să fi început să vorbească? puritate confirmată de albine? Auziți, e din trei surse confirmarea? De la trei albine, cel puțin? Că n-am vrea să se infirme apoi. A, a, dar castorii, castorii ce zic? Ok, asta a fost, dragilor. Vă aștept și săptămâna viitoare tot aici. Sper. Să nu se fi prins roboții, că am zis chestii despre... Mă rog, ia să-mi țin eu gura, domne. Până atunci, profitați de o mare oportunitate. Sprijiniți emisiunile, podcasturile, abonați-vă, faceți un abonament la presa locală, pe unde mai există și n-a fost încălecată de partide. Aici, la Starea Nației, avem abonamente plătite pe YouTube, trei niveluri sau trepte de abonament, cum le-am spus noi. Avem buton de donații directe pe site-ul stareanației.ro. Avem și cont de revolut. Băi, băi, pregătim și SMS și... E? Nu uitați de magazinul de pe stareanației.ro De unde puteți comanda ceai organic de cea mai bună calitate Cafea de specialitate proaspăt prăjită chiar de noi Avem și loturi noi de căni cu logo-ul Starea Nației sau, cum spuneam, e suficient un simplu like, un comentariu. Așteptăm și sugestii și reclamații, nu ne supărăm. Mulțumim și vă aștept în continuare, vom fi aici cât timp ne susțineți. V-am bubat!